Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 27 septembrie 2023. Împotrivește-te diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății. Efeseni 6, versetul 12. În cartea sa clasică, War on the Saints, Război cu Sfinții, autoarea Jesse Penn Lewis scria: principala condiție ca duhurile rele să lucreze în ființa umană pe lângă păcat este pasivitatea. Am încheiat citatul. De aceea Apostolul Petru ne îndeamnă: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Versetul 8 din 1 Petru 5. Ai văzut vreodată un leu înfometat devorându-și prada? Este imaginea care sugerează ce dorește Satan să facă cu tine. Și el se va folosi de orice ca să reușească. Plăceri, putere, presiuni, pasiuni, oameni, împrejurări. De aceea Apostolul Pavel ne spune să fim vigilenți, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Scrie în 2 Corinteni 2, versetul 11. Cum ne putem apăra? Cunoscutul scriitor creștin Neil T. Anderson spunea: apărarea noastră împotriva atacurilor directe ale diavolului este să rostim cu voce tare adevărul lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. De ce să vorbim cu voce tare înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu cunoaște gândurile și intențiile inimii tale, Satan însă nu. Vezi Ieremia 17, versetele 9 și 10 și Psalmul 139, primul verset și respectiv 23 și 24. Când ești în bătaia puștii lui Satan, amintește-ți versetul 7 din Iacov 4. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Așadar urmează acești doi pași plini de putere. Primul: vorbește cu Dumnezeu înainte ca dușmanul să se pornească la luptă. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Psalmul 50, versetul 15. Al doilea: vorbește cu dușmanul. Vorbește scurt și cu autoritate. În numele sfânt al Domnului Iisus îți poruncesc să pleci de la mine. Acum, pleacă și nu te mai întoarce. Te va asculta? Păi dacă te-ai supus lui Dumnezeu și te-ai împotrivit lui Satan, el nu va avea alternativă. Așadar, împotrivește-te diavolului.